Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Super! Păi atunci putem începe. Da. Și prima întrebare este, pe cine admir cel mai mult și de ce? O să fie puțin așa, anacronic să zic, sau mă rog, lame, dar eu îi admir cel mai mult pe părinții mei. Super! Sunt niște modele pe care le-am tot redescoperit pe parcursul înaintării mele în viață și îi admir foarte tare, întâi și întâi pentru responsabilitate, pentru simțul responsabilității și pentru valoarea responsabilității pe care o au și felul în care își livrează cu distanță serviciile pentru ceilalți, să zic așa, între ghilimele serviciile. Își livrează și distanța în același timp, adică modul în care ei tratează copiii și nepoții și prietenii și faptele lor de viață sunt cel puțin admirabile, cel puțin admirabile. Ei nu au fost persoane publice, dar sau au fost oarecum, tata așa a fost o persoană mai, să zic, în ierarhii din astea publice, dar sau a fost propus în diferite zone, dar întâi și întâi au un sens al meseriei pe care o fac sau al muncii pe care o fac, un respect pentru munca pe care o fac ei întâi și întâi. Uh-huh. Și având un foarte bună măsură în chestia asta, respectă foarte mult pe cei din jur care fac. Deci verbul ar fi a face, responsabil și cu mare, mare bunătate. Bunătate pe care eu rar, nici n-am înțeles-o eu, sunt mai impulsivă și mai etichetez mai repede așa. Dar mi-aș dori foarte mult să ajung la tipul ăsta de liniște și răbdare și înțelegere că fiecare face cât poate și ce poate și fiecare moare pe limba lui. Și că e bine să ne bucurăm de ce e pozitiv în om, cu cei cu care ne întâlnim, și să avem grijă. Aia, cu responsabilitatea, pe mine e așa, probabil o tramă a ultimei perioade, dar faptul că interesul personal e la o graniță foarte bine stabilită față de adică cu interesul colectiv, da. Punând în calcul, în aceeași ecuație, punând și respectul față de ceilalți, îți dă un rezultat foarte interesant și i-aș lăsa pe oamenii care ascultă să facă ei calculul ce înseamnă treaba asta și cumva sunt părtașă, mă simt părtașă continui cumva acest sens de lipsă de interes personal în tot ce fac în domeniul public, de exemplu, sau pentru ceilalți. Ok. Servindu-i pe ceilalți și știind foarte bine ce îmi face mie bucurie, ce vreau să obțin și ce vreau să fac. În regulă. Super. Următoarea întrebare. Altă întrebare. Da. Ce obiceiuri așa. Sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-a schimbat viața într-un sens pozitiv? Răbdarea. Un obicei, adică încă lucrez la el, da. Dar a nu te pripi, a nu lua imediat, a nu te enerva imediat pe o problemă, a nu trage linie imediat, a avea răbdare. Avea pur și simplu să faci timp, loc și timp pentru acea problemă. Înseamnă pentru mine să ai răbdare, să apeși frâna tare de tot până la capăt, da. Și să te uiți după o vreme, adică într-un timp anume, să traversezi problema cu răbdare. În regulă. Cred că pentru mine e proba cea mai grea din lume, însă e cea mai benefică care mi s-a întâmplat în ultimul an și jumătate.
Și probabil cea mai valoroasă, dacă reușesc. Și mai e ceva, încă în afară de răbdare, cred că se poate înscrie în categoria asta sau în hashtag-ul ăsta cu să fii bun, să iubești, așa, care sună, mă rog, prea ideal. Dar să iubești chiar și lucrurile care nu-ți convin e mare, mare, mare probă. Nu poți să le iubești în principiu. Că ai fi ipocrit să zici, vai, eu iubesc pe ăla care mi-a săpat mie groapa. Dar să te uiți pozitiv la, la modul în care te-a afectat ceva e mare lucru. Și mai ales când e vorba de oameni. Da. Și cred că se leagă răbdarea cu, adică să nu iei, să nu tragi concluzii imediat și să mai stai o mână și să zici, bă, dar stai nițel. Stai un pic, că mâine mai răsare soarele odată și vezi că e altfel. E altă. Sau mai găsești o nuanță care te face să lucrezi cu acel lucru și să nu fie chiar atât de definitiv rău. Definitiv rău. Și mă întorc la prima întrebare, că și asta vine cumva de la părinții mei, că nimic nu e pe viață și pe moarte și nimic nu e definitiv. Totul e într-un sens de... Până la urmă și tu te schimbi și ăla se schimbă și contextul se schimbă și problema devine, până la urmă, caducă dacă mai stai nițel și te întreb de ce ai petrecut atâta timp pe acea chestie și așa. Super! Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Dar nu e, n-ar fi singur, e te rog. Unul din, da, da, unul din multe, din multe, poate, da. multe, infinite, chiar, cred. Săritul în gol, fără plasă de salvare și fără coardă de bungee jumping. Ok, super. Săritul, eu n-am sărit fizic, adică n-am făcut bungee jumping, de exemplu, da. Sau n-am decăzut în prăpastie, am mai căzut. Însă dacă aș putea să învăț pe cineva să nu îi fie frică să se arunce într-o problemă, aș fi cea mai fericită. Să se arunce într-un război, să se arunce într-o, nu în situații periculoase, în situații de risc fizic și moral și așa, dar ca antreprenoriat sau ca a sparge avioane, aș fi cea mai fericită să pot să învăț oamenii și mai ales pe copilul meu, dar bine, ea n-are o problemă în sensul ăsta, să încerce să nu-și pună problema că nu poate sau că nu știe sau că stai nițel să mai cresc mare până să atac eu nu știu ce problemă, da. Sau stai să mai citesc 300 de cărți din care aflu că de fapt mie nu-mi place chestia aia sau... ci să pur și simplu să intre în... te duci, te arunci în și e foarte important cu ce ieși din treaba asta. Absolut. nu încărcătura aia materială, acolo, locală și de circumstanțială de timp și loc, ci ei trebuie un timp de proces și de aruncare și de ajungerea la capătul prăpastiei, dacă există. Și când ieși de acolo, și aia e o parte din proces și are nevoie de un timp și când ai ieșit, să faci ceva cu ce ai ieșit. Asta e cea mai mare... Deci cred că ăsta e lucrul cel mai valoros pe care eu l-am făcut de câteva ori și probabil că așa mi-e felul, dar și pentru că așa am fost învățată sau nici învățată, nici încurajată, dar am fost lăsată să fac. Și mi-am luat această libertate de a mă arunca cu capul înainte și de a descoperi și lumi și alte perspective asupra vieții. Din care eu zic că, deși la început zici, ah, ce eșec, mamă, ce mi-am luat-o, după aia zici, mamă, păi dacă nu treceam eu prin aia... Mi-aduc aminte de perioada asta, între 20 și... 31-2 de ani, da. Vreo 10 ani, adică o perioadă lungă,
sau poate până în 30, dar în orice caz o perioadă lungă, mă tot întrebam, cine tot spun ăștia că experiența contează? La ce contează atâtea? Mă dau cu capul de atâtea ori, la ce dracu îmi folosești? Și de fapt îți folosește nu ca ascensiune de asta formală, da, socială sau de vreun fel, îți folosește pur și simplu pentru tine să știi ce să faci mai departe. Să poți să faci o opțiune, să iei o, să alegi. Să ai o opțiune. Pentru că altfel nu ai opțiune. Și mi se pare trist ca o ființă umană să nu ai opțiune de viață. Adică să nu poți să ieși dintr-un impas sau altul, sau să nu știi să abordezi un impas sau altul, pentru că nu ai nici cel mai mic skill în sensul ăsta. Ok. Următoarea întrebare. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Întreabă-mă peste 30 de ani. Ok. Că nu cred că... Adică investiții financiare bănuiesc că nu. În orice sens, nu. În orice sens? În orice sens. Știu una, sigură. Știu, okay, mai multe, de mai multe tipuri, dar o investiție ar fi în tot ce a însemnat Centrul Multiardans în anii 2000, anul 2000-2003, unde iarăși m-am aruncat cu capul înainte și am făcut o investiție de viață, pur și simplu. Adică de la bani până la idei, adunat de oameni, convins, mă rog, așa. Și am, când s-a închis Centrul Multiardans, a fost o investiție enormă, care m-a costat și după aia, după ce s-a închis, mult. Și, adică până la poprire pe card și din astea. Okay. Adică, da. Dar, de fapt, a fost investiția pe care a fost rewarded, a fost continuată cumva și am... E din acea categorie în care am zis ce eșec mulți ani de zile. Și de fapt n-a fost un eșec, pentru că ea a fost, de fapt, Centrul Multiardans din anii 2000 a fost trambulina pentru Centrul Național al Dansului, instituție de stat. Să vedem, adică investițiile astea de gând și nu știu ce pentru o idee și chestiile astea idealiste așa sunt... mă rog, pe muche, nu știu cât de fapt, dar n-aș putea să zic că investiția în mine e cea mai de succes. În schimb, investiția în chestii care au servit altora e întotdeauna, așa mi s-a întâmplat mie, da. Nu înseamnă că așa e modelul. Da, mai degrabă pentru investițiile de timp, de energie, de idei, de susținere pentru alții sau ceva în afara interesului meu. E ceva care sabotează imediat. Da. Ok. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? De toți oamenii? Da. Dar tu ce ai pune? Na, la asta nu se poate răspunde. N-ai cum, adică... Ok. Un afiș? Păi, afișul ca o reclamă? Sau ca o reclamă la ceva? Putem sau... să o considerăm și ca o reclamă. Sau ca ce? Dacă nu ca o reclamă. Ca un simplu afiș pe care... Vrei să faci cunoscut ceva? Da. Tot un fel de reclamă oarecum, dar... Da. Asta ar fi o instalație mișto.
se face o poveste, faci o mie și una de povești, da. Cum era de nopți. Ok. Să ai un afiș de literă cu scris, cu povești, uh-huh. povești care chiar dacă nu se termină, nu intră pe pagina de afiș pe una zero, să zic. Da, da, da. Dacă, care ar fi povești care se continuă dintr-un afiș în altul. Aha. Și ocolesc globul așa, dar să le pui peste tot, dar cu toate poveștile adunare și una se poate continua în următorul afiș în țara ailaltă și poți să te duci în țara cealaltă ca să termini, ca să vezi continuarea sau finalul și un fel de 100-300 de așa de povești de asta. Acum, ad hoc, e pe loc, nu m-am gândit. Super, bine. Următoarea întrebare. Ce faci când nu ești focusată sau când te simți copleșită de ceva anume? Când nu mă pot concentra, exact. Adică pe ceva? Da. Bea un pahar de vin. Și mă uit la, la filme polițiste. Ok. Adică fug până reușesc să... Mă, și pentru că de obicei, de regulă, copleșirea vine din multitudinea de task-uri pe care le-am de terminat și nu reușesc. Și adun eșec după eșec într-un moment foarte... într-un timp foarte scurt. De timp. Și presiunea asta anihilează, paralizează orice putere de acțiune. Și atunci reflexul și obiceiul este să nu fac nimic și să nu mă mai simt vinovată, că nu le fac. Și atunci cred că astea să beau ceva, un alcool, și mă uit la filme polițiste până dimineață, când cu ochii scoși îmi vine o idee să rezolv una. Și odată ce ai rezolvat una, te poți concentra și pentru celelalte, pe rând, cu răbdare, cum ziceam. Super! Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogată? Cum ai deveni bogată? Aici am auzit eu una, care nu-i de la mine, dar mi-a plăcut foarte mult. Și se referă la noțiunea de fericire, de fapt, care este o stare și nu un lucru pe care îl ai sau nu ai? Pe care îl obții. Ține de a fi, nu ține de a avea. Și atunci am auzit treaba asta. Ca să faci un proiect sau ca să ajungi să ai ceva, ceva sau să lumea, faci da. Ceva sau să ajungi la o țintă, da? Ca să-ți îndeplinești ținta aia, ținta aia te-ar face fericit. Și cine spunea, zicea, nu, e invers. Trebuie să fii fericit ca să ajungi acolo unde vrei să ajungi. Și cred că ăsta este, cred că de când am auzit asta, da. Mi s-a schimbat complet modul de abordare a ceea ce am eu de făcut în viață, în toate, în multitudinea lor de mamă, de conducător de unitate publică, de, mă rog, de artist, de responsabilitate de artist și așa mai departe. Deci decât să fii mai degrabă, decât să fii nemulțumit că nu apuci, că n-ai timp, că nu ți-a ieșit, că așa, că nu te descurci, că oamenii sunt răi, că contextul nu te lasă, că tot felul, mai bine ești fericit cu ce ai și în starea aia de bucurie și de împlinire într-un fel, că în loc să fii nemulțumit, ești mulțumit și pe această mulțumire tu ai cum, ai cum să pășești, să faci pas după pas, stângul și dreptul și stângul și dreptul până ajungi unde trebuie. Că e mai la deal, că e mai la vale sau că e mai la dreapta, că se abate și că nu știu ce, dar poți să mergi. Altfel nu ai cum să mergi. Asta e... Și mi se pare foarte important și de câte ori mi se pare mie și sunt revendicativă și simt că sunt nedreptățită și că există cineva care mă persecută, o problemă, o autoritate, o ceva care îmi persecută fericirea, zic, dar de fapt care e problema? Ce anume? Că de fapt lucruri pe care tu ți le pui în față, dintr-un fel de lașitate,
de a nu aborda, nu, de fapt tu nu vrei să abordezi problema. Tu îți pui tot felul de chestii, cortine, perdele, jaluzele și nu știu ce și zici, ah, ce nefericit sunt pentru că nu am aia. Sau că nu am ajuns acolo, sau fiindcă n-am făcut nu știu ce. De fapt, mai devreme sau mai târziu ajungi dacă vrei să ajungi acolo și tu tot ăla ești pe drumul ăla. Pe drumul ăla tu ești tu. Tu ești cu tot ce ești tu și dacă ești nemulțumit de asta, fă ceva cu asta, fă ceva cu tine, nu cu drumul. Adică, na, nu știu cum să explic. Cred că fiecare o să înțeleagă. Nu știu, e altă abordare. Dar e sincer, mie mi-a folosit foarte mult. În regulă. Mi-aș fi dorit să o aflu mai puțin mai devreme, totuși, cam cu 15 ani mai devreme. Altă întrebare? Sigur. Ia. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Prima pe listă, dar în ordinea... Cum? Inversă. La care mă gândesc acum. Dacă mă întreb mâine, îți spun alte 6 probabil. Da. Citit cu copilul meu de curând Val și Cetatea Sufletelor de Ana Alfianu, pe care am făcut-o cadou la cel puțin 22 de prieteni. Stai. Așa. Pentru că este o carte extraordinară. Da. Extraordinară și are și desene frumoase, așa. Și este un parcurs al unui copilaș care vrea să-l ia din cetatea sufletelor pe bunicul lui, care murise. Și după aia știe cum e cu cetatea sufletelor și cum se întâlnește cu bunicul lui. Asta e una. A doua ar fi Conversație la catedrală. Delioza, nu? Și a treia, sunt multe așa pe care le-aș face cadou. Prietenilor, ai zis? Da. Prietenilor. Da. Păi și prietenii ăștia, unii citesc Elif Shafak, alții citesc cartea de bucate, nu știu. Un Veac de singurătate. Ok. A lui Marquez. Murakami aș da la toată lumea și probabil că am citit o carte foarte frumoasă care e destul de ușurică așa de fapt, dar e destul de interesantă și mi-aș dori pe tema asta mai multe, poate că mai dau și alții idei, o să ascult ce mai zic și alții la tine pe podcast. Okay. Se numește Cartea Simțurilor și este coordonată de Dance Mihăilescu, dar are mai mulți autori despre miros, memoria mirosului. Cartea Simțurilor și sunt sigură că m-au răsturnat și mi-au dat sens mai multe cărți decât pot eu să spun în momentul ăsta. În regulă. Ce frică ai depășit? Și ce ai învățat din experiența respectivă? Nu cred că am depășit de fapt și nu cred că se depășesc fricile fundamentale. Da. Fricile fundamentale ne definesc. Cred eu. Adică alea sunt ceea ce ne face să fim ce suntem. Și care vin din alte frici pe care le poartă lumea aproape de noi și frica de câini, pentru că am fost mușcată de câini în perioada în care erau maidanezi mulți în București. Da. Și sau da.
frica de a spune un text pe scenă, asta am depășit-o. Pe asta am depășit-o. Frica de a vorbi în public, adică de a nu fi penibil când vorbești în public, când ai o conferință de presă, de exemplu, sau așa. Dar astea sunt frici mici. Fricile fundamentale nu cred, pot să lucrez cu ele, cu fricile, și e chiar interesant să faci asta. Dau un exemplu, frica de a rămâne singur acasă, care vine din copilărie și din tot parcursul ăsta, sau care se leagă de frica de singurătate, care se leagă de deformările pe care le aduce singurătatea și așa mai departe. Nu cred că se depășește, ci se lucrează și devine mai complexă cu timpul, dar e acolo. Frica aia e undeva, e în altă formă, dar e fundamental, ea tot aia e, frica de a rămâne singur acasă. De a fi părăsit, într-un ghilimele, toată lumea pleacă și tu ești singur. Deși există și reversul, că odată ce ai o frică din asta enormă, fundamentală, există și reversul, era cea mai mare plăcerea mea să mă lase singur acasă să pot citi ce vreau eu. Dar dacă e să mă gândesc acum am frici pe care urmează să le depășesc, sper. Și coșmaruri care sunt legate de copil, de copilul meu. Deci frica de întreruperea continuității, într-un fel, de viața nemuritoare și perspectiva de viitor. Adică dacă cineva atacă sau îmi pune în pericol posibilitatea de a avea viitor, nu știu să reacționez foarte ciudat. Și de fapt cred că e legat asta de copil, de dacă pune sunt tot felul de frici. Înțeleg. Dar am încercat să le să le pun așa între niște, să le fac niște punctulețe, niște biluțe, nu să fie o așa Bine. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Și? Și eșecuri și reușite. Norocul. Da. Am avut norocul să fiu crescută, nu numai de părinții mei, dar să fiu crescută de oameni extraordinari. Și educată, da. Și deci să întâlnesc cu oameni senzaționali și extraordinari care m-au dus într-o zonă de succes. De creștere? Sau? Nu? Că vorbim de succes? Da, de reușite și de reușite. Da. Care m-au dus în zone de reușite. Și ăsta e norocul mare. Dar nu pot să zic că e și eșecul, pentru că nu cred că vine din asta. Nu cred că vine. Adică eu pun pe reușită, dacă e o reușită, viața mea de până acum, e o reușită prin tot ce mi s-a întâmplat și aportul meu și aportul celorlalți. Și așa e o chestie care e... Nu pot să o localizez. E un schimb, nu e un ceva... Cafeaua... Da. A fost norocul să înțeleg la reușite, nu? Da, și tot norocul și la eșecuri, pentru că și din eșecuri s-au dovedit că nu toate sunt eșecuri. Și reușitele nu sunt întotdeauna reușite. În regulă. De fapt, asta vreau să spun, că la mine nu știu exact ce a fost. Da, știu. O sinceritate dusă la limită în ceea ce fac. Adică, pe scenă, dacă nu ești... Și expresia este pe bune.
faptul că am fost pe bune, deci ăsta e faptul care m-a dus și la reușite și la eșecuri. Când am fost pe bune, a fost în mod organic reușită și după aceea tot reușită. Și tot pe bune am încasat și un eșec, dar a fost pe bune. Da, adică a fost, că am fost da. Proastă sau n-am... Nu a ieșit. Da, nu am fost acolo. Dar e, fiindcă aia sunt angajată și committed până la capăt în, în chestia aia și, într-adevăr, eu nu prea sunt în zone de-astea brize, așa, între, între nici prea prea, nici foarte, foarte. Ori o iau extreme, în freză ori... de nu mă văd, ori... E excelent. Ori e bine și gata. Înțeleg. Ok, și... da. Toți, eu cel puțin cred că toată lumea caută aceea, acel canal care se ducă numai spre reușită. Să nu mai iei în freză niciodată, că nu-i bine, nu-i frumos, da. Nu se simte bine omul. Da, în fine. Ok. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Pe asta e... Asta e... Aruncat un gol. Asta este teoria mea de viață. Adică așa am funcționat în ultimii cel puțin 25 de ani. Am pierdut foarte multe lucruri și pierdutul este iarăși diferența asta pe care eu o fac între a fi și a avea, unde balanța înclină foarte mult spre a fi. Da. Și că ai sau că n-ai, că ți se fură bijuteriile sau că ți se sparge casa, dacă pierzi toți banii, dacă îți hăcuiește cineva contul în bancă, dacă nu mai ai mașină, casă, nu știu ce. Dacă mă gândesc la bunicii cărora li s-au luat casele, care li s-au luat pământurile, care li s-au luat locurile în care trăiau, locuirea li s-a luat, care li s-au luat dreptul de a merge la școală, dacă li s-au luat, li s-au luat lucruri care țin de viața și de continuitate și de viitor și de cum o fi după aia. Adică, dar nu li s-a luat ce aveau în cap. Nu li s-a luat ce aveau în inimă. Nu da. Li s-a luat ce purtau cu ei, memoria. Astea sunt trei lucruri fundamentale pe care nu le-aș da. Doar să-ți spargă capul. Adică dacă ți ia viața... Atunci... Da. Mă rog, vedem după aia. Da. Dar cred că astea sunt... Dacă ți ia viitorul, mă supăr. Dacă e nedrept, da. Mă supăr. Dacă... De fapt, care e întrebarea? Nu, hai la întrebare înapoi. Ok, deci reiau întrebarea? Da, da. Sigur. Da, ca să pot să spun și mai multe pe aceeași întrebare. Nu ca să anulez răspunsul dinainte. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Nimic, aș lua de la capăt. Că cu ce ai în cap, cu ce știi să faci, cu ce ai acumulat până la un moment dat. Da, bine, asta e o... vorbește o persoană care a făcut și a luat-o în freză și a pierdut de multe ori prin, și nu știu ce. Dar mă gândesc că am fost pus în situația asta de multe ori și antrenamentul pe a pierde e foarte important. Este echivalent cu aruncat un cap, pentru că nu ai nimic. Care să te... Da. Nu ai nimic și atunci cred că se referă la nu abdici, nu e o abdicare. Nu e. Este o renunțare. Că abdicarea e cu... E și cu partea ta. Da. E și cu consimțământul tău. Este. Pe când dacă ți se fură ceva, nu e cu consimțământul tău. Important este să nu abdici. Pentru că dacă nu abdici, tu găsești în orice circunstanță, în orice situație, să ți se iau părinții, ți se iau, cum spuneam, lucrurile astea materiale de viață, ți se ia viitorul. Nu mai e chiar așa mare cazul.
mai așa ca în unele societăți din lumea asta de pe mapa mondială, încă cazul. Da, ești băgat la închisoare dacă scrii nu știu ce pe Facebook sau, mă rog. Deci la noi încă nu e așa. Și la noi e, din punctul ăsta de vedere, mi-a fost prin 2012-13 frică că iar îmi ia cireșul din curte și zice că e al lui tuturor. Dar și nu știu cât mai avem până să ajungem din nou în această situație pe care părinții, bunicii mei au trăit-o, eu parțial am trăit-o, în care, mă rog, tu plantezi pomul din fața casei și după aia vine lumea și culege fructele, dar nu e simbolic. Ci, da, ce? E al tuturor. E pe stradă, e public. Și așa. Dar dacă nu abdici, n-are nimeni ce să-ți ia. Au făcut alții pușcării. Da. Și bunicii, și străbunicii și-au murit în războaie pentru alții. Li s-a luat viața, nepoților și copiilor li s-au luat un părinte și astea se duc mai departe așa, într-un fel. Dar eu ce-aș face? Eu n-aș fi dezesperat. Adică aș fi vreo două zile, dar după aia văd ce pot să reconstruiesc. Eu... Da, mă rog, asta ține și de... construiești, că n-ai ce să faci. Faci acolo înapoi. Nu înapoi, sau altfel. Ok. Asta e tot? Nu, mai avem patru. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Cred că ar suna așa. Deci dacă m-aș uita la mine în oglindă și aș vedea-o pe Vava cu mai tânără, da? Mult mai tânără. Mult mai tânără. Păi aș zice să aibă mai mult curaj. Curaj. Mai mult curaj. Da. Asta okay. Ar fi sfatul, să-și găsească curajul. Găsește-ți curajul. Ridică-te și găsește-ți curajul. Bine. Următoarea întrebare. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Să fie pe bune. Ok. Când eram la Paris, în ultima perioadă de master, nu mai eram mulțumită de viața mea și mi-am zis că eu vreau să plec în Japonia, măcar o perioadă. Dar eu aveam o bursă, plăteam de mă-ndoiam pe la cămin, pe la toate alea, în fine, și am reușit să strâng, ca să plec în Japonia, 36 de euro în 5 luni. Sau 46 de euro, în orice caz. Am vrut să plec în Japonia și Japonia era tărâmul promisiunilor sau tărâmul meu, unde trebuia eu să ajung și fantasmam în sensul ăsta. Și după aia m-am întors în România, după ce s-a terminat și nu știu ce, și am ajuns în Japonia prin... Am stat 3 luni în anul ăla. Dar pierdusem orice... Am zis, bă, n-am reușit decât să strâng 50 de euro sau cât am strâns, nu e poza, adică n-aveam nicio chestie. Și după aia am întâlnit pe cineva pe stradă care pleca în Japonia și zice, dar vorbește cu că te știe și ați lucrat și întreabă-l dacă poți aplica. Și da, așa, și am aplicat și am dus și am stat 3 luni. Și a fost una din dorințele și așa e lucrul cu dorințele, că dacă vrei ceva, trebuie să fie foarte adâncă și foarte sinceră dorința. Și se întâmplă. Cu răbdare se întâmplă, dacă e acolo. Dacă e de spoială și de snobăreală și de din alea... Da. Nu. Parțial color, așa. În regulă. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? În primul rând că nu corelez reușita cu succesul. Bine. Noțiunea de succes implică o
publicitate. Da. Și o mediatizare, să zic așa, o spoială, cum ar veni, adică un fel de curent în care e cuprinsă lumea, așa. Pe când reușita e altceva. Ok. Și se vede altfel. Ok. Și trebuie să spun un om la care mă gândesc? Da. Mă gândesc la mine. Întâi, sincer. Și eu, adică nu sunt o persoană de succes, dar sunt o persoană care a reușit. Și a reușit foarte multe lucruri, deși succesul, poți să zici succes în afaceri, succes în ce? Adică cum se... Măsoară. În schimb, reușitele sunt acelea care într-adevăr opun o problemă, opun, deci e la polul opus, da, față de un context antagonic, față de un context care e împotrivă. Și eu am reușit, de exemplu, să sparg în ultimii 4 ani, să sparg acest context care mi se opunea, și nu mie, ci, mă rog, unui Centrului Național al Dansului, de exemplu, se opunea cu toată puterea și cu toată forța și pe toate planurile, adică foarte multe planuri. Și eu am reușit 3 din 5, să zic. Am reușit să impun, să refac, să reconstruiesc, să repun la loc. Adică experiența lui luatului de la nimic, de la minus sau de la zero, de la când ți s-a luat tot și o pui la loc, o faci după cum te taie mintea, capul, skillurile, priceperea, competențele și așa mai departe, și ți aduni în jurul tău niște oameni care, cu care împarți reușita și cu care împarți și eșecuri, nereușitele. Nu sunt eșecuri, sunt nereușite mai degrabă. Dar nu e un succes, pentru că succesul presupune și o oprire, adică o linie, un bilanț, un ceva la un anumit timp. Și încă n-a venit timpul să trag această linie. Cred că poți să ai succes de public, am avut, mă pot gândi la asta, că am fost și nu e exclus să mai fiu o artistă pe scenă, da, de succes chiar și cu așa, cu un anumit palmares, dar eu apreciez mai mult reușitele decât succesul. Înțeles. Super. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dorit să te întrebe? Sunt multe. Da. Cred că mi-aș dori să mă întrebe mai des. Da. Oamenii, așa, toți. Vama, când ieșim la un pahar? Când ieșim și noi să ne vedem? Când? Mi-aș dori să mă întrebe asta. Și ce nu mă mai întreabă oamenii? Mai bine să nu mă întreb. Cred că e just raportul între cât mă întreabă și cât nu mă întreabă, și la cât vreau eu să mă întrebe și la cât vreau să nu mă întrebe. Deocamdată, astăzi, cel puțin, sau în perioada asta, să nu mă întrebe. Da, mi-aș dori să aud mai des întrebarea, mai ales din partea amicilor și prietenilor, când mai ieșești noi la un pahar? Și eu să răspund acum. În acest moment. Super. Da. Îți mulțumesc, Vava. Ăștia suntem. E gata. Da. Mersi.